Sega este un nume foarte solid în lumea jocului, iar în Gamescom 2022 am avut ocazia să alerg pe standul lor pentru a afla mai multe despre Hienas, un primul împușcător de persoană bazat pe un concept foarte interesant. Noul titlu al companiei japoneze adoptă o grafică a cel din cel de cel, similară cu Borderlands și combină elementele vizuale moderne cu un aer retro. La o examinare mai mare în defăimare, el pare să fie extras din universul Titanfall, același din care este Apex Legends. O corespondență începe printr un proces de selecție a claselor. Acestea sunt foarte interesante datorită abilităților originale pe care le prezintă jocul. Aveți grenade de spumă care blochează priveliștea și mobilitatea adversarilor, scuturi antigravitaționale care surprind gloanțe inamice și mulți alți nebuni care vor deschide oportunități tactice într-un match. Odată ce clasa a fost aleasă, obiectivul jocului este de a ajunge la o sigură și de a energiza ușa. Cifra de afaceri apare atunci când aflați că echipa DVS nu este singura care are acest obiectiv. Fiecare carte are mai multe safe-uri, iar în fiecare match participă până la 5 echipe cu cea în care aparții. Pentru a ajunge la un safe, trebuie să treceți paznicii, astfel încât celelalte echipe nu sunt singurele preocupări. Doar că Hienas are o abordare foarte puternică în care puteți sparge o echipă adversar, lăsați îi să aibă grijă de paznici, iar în acest timp, DVS și colegii DVS alunecați furtiv în siguranță. Și cu puțin noroc, până la sosirea ta, paznicii și adversarii să au ucis. După ce ați eliminat adversarii, echipa DVS primește liber în pradă, deschide safe-ul, reuniți ceea ce ar trebui să fie furat și mergeți în zona următoare. Trecerea de la o regiune de carte la alta se face printr o zonă de tranzit unde jucătorii pot controla gravitația. Puteți schimba modul în care afectează toată lumea, astfel încât să puteți transforma un conflict în favoarea DVS printr un singur comutator. Dar fii atent pentru că adversarii pot face același lucru. Dar după ce ați supraviețuit unei confruntări în zona de tranzit, puteți continua la un nou safe. Scopul unei meciuri în Hiene este de a deschide cât mai multă securitate până când bara de progresie este complet încărcată. După ce ați adunat suficiente resurse pentru că puteți părăsi zona, o ușă va fi deschisă. Doar că acest lucru este deschis tuturor, iar adversarii vor avea șansa de a vă ambusca pentru a vă fura prada și a trece victorios și descărcat de linia de resurse.